Bună dimineața în Happy Music, o nouă zi aici în, pe frecvențele familiei Itzy Bitzy, femei care inspiră o campanie pe care noi am început-o în luna februarie și o să o ducem la capăt toată luna martie. Astăzi o avem invitată pe Ana Maria Bălan, pictoriță artist, da? Am spus corect. Neața bună! Da, sunt un artist vizual, aș spune, care pur și simplu se reinventează pe zi ce trece, din câte observ. Și astăzi sunt aici la voi, ceea ce mă bucură și vă mulțumesc pentru invitație. Minunat, Ana, tot îmi vine să spun că ești actriță, dar nu știu, ți-am mai spus odată, ai vreo legătură cu asta sau nu ai pur și simplu în mintea mea? Nu am, dar cine știe. Da, cine știe, poate văd în viitor. Ana Maria Bălan, tu... spui despre tine, și aș vrea să încep de la asta, că ești un haos perfect organizat. N-am mai auzit de mult afirmația asta. Sunt un haos perfect organizat în ceea ce fac, cumva, pentru că sunt aiurită. Dar ce vorbeam mai devreme, nu ești singurul. Mulțumesc! Ce fain, nu? Asta a fost așa o impresie. Da, exact. Sunt aiurită, dar în același timp cumva mă organizez în tot haosul pe care îl am în jurul meu. Haos îl numesc nu neapărat o dezordine din aia în care să te pierzi efectiv. E un haos care te provoacă. Aha. Mi-a adus aminte, în timp ce spunea asta, de reacția unei mămici, de fapt reacția lui a fost mai interesantă, a copilului. Copilul, cred că, având undeva peste 10 ani, și mama a intrat foarte nervoasă în camera lui și a spus, auzi, ce cu haosul ăsta în camera ta, adună-ți odată toate, că m-am săturat de dezordinea asta. Și el spune, tu nu vezi ordinea din această cameră, pentru că creierul meu este perfect adaptat, creierul meu este perfect adaptat la haosul pe care tu îl vezi. Întocmai. Despre asta vorbesc și eu. Adică... S-a părcut de pe câți ani are copilul ăsta? Aha, bun. Da, deci e o stare, e un stil de viață, cumva, o viață creată așa, cumva, în interior, adică nu mergi pe stradă și pur și simplu ești haotic și sari pe stradă și te duci, nu știu... În adică, stânga și în dreapta. Da, exact. E o stare interioară, cumva, și un mod de a funcționa, poate, al fiecăruia, depinde de fiecare. Asta îți influențează arta, picturile pe care le faci, într-un fel sau altul? Da. E, în atelier la mine este haos în momentul în care pictez, într-adevăr, cu siguranță, dar după ce termin, fac ordine doar în momentul în care termin o pictură. Ordine în sensul că îmi strâng culorile, mi le pun la loc și toate astea, pentru că dacă fac o pauză și strâng culorile și toate ustensilele pe care le folosesc, apoi am impresia că m-am rupt de creație, efectiv. Și nu știu de unde să mai încep. Ăsta este contextul, dar când pictezi, ce faci cu haosul ăsta? Începi așa, că îmi imaginez că e o pensulă și trage o linie roșie și zici, acum gata, mi-am dat seama ce să fac. Roșu nu prea folosesc. Da? Poate cred că de la beculețul ăsta, mamă. Da, să știi. Poate că era albastru. De ce nu folosești roșu? Nu știu. Mi se pare o culoare foarte puternică. E, da. Care are nevoie de o stare care să te transpună cumva în... Nu știu, nu pot să-mi explic. Dar cu ce o asociezi? Cu ce asociezi roșu? Nu știu cu ce asociez, dar știu că nu pot să-l folosesc deocamdată. Adică, uite, de exemplu, nici ruj roșu nu prea pot să folosesc. Am impresia că trebuie să ai așa o atitudine super... puternică. Puternică, da. Eu sunt un om puternic, mi se spune des chestia asta. Dar ce fain a fost. Eu sunt un om puternic pe care energia ta a scăzut când ai început să spui că, de fapt, ceilalți spun asta. Exact. Dar, într-adevăr, am ajuns să fiu un om puternic, dar roșu mi se pare mult prea puternic pentru ceea ce sunt eu acum. În schimb, îmi place să folosesc culorile cerului,
ale galaxiei în principiu, ale universului, movul albastru. Și acum e șarfa ta frumoasă. Rozul acesta, da, sau... Sunt... Da, exact. Culori care să poată să... Chiar dacă sunt închise, să foarte... oferă un contrast destul de mare, pot fi luminate prin alb. Cu toate că folosesc, de exemplu, negru, îmi place să alternez cu albul, pentru că întotdeauna în întuneric poți să vezi lumina. Și e o chestie, e o bătălie din asta interioară. Și ce îmi spuneai cu cum sunt în momentul în care pictez, e bine, tot haosul și toată nebuneala asta pe care o am în jurul meu, da, se estompează și sunt liniștită. E o liniște pe care mi-o creez. Care e în jurul tău, că la un moment dat spune ideea că e un conflict interior. Da, uite, vezi, cumva e incert. E un conflict interior pe care îl ajut să se liniștească și să se echilibreze prin pictură. Minunat! Cu Ana Maria Bălan suntem în Happy Music astăzi, Femei care inspiră, și o să vorbim imediat și despre o expoziție pe care Ana ai avut-o la Brașov, parcă, orașul meu minunat. Da, acum, da, în ianuarie, chiar de Ziua Culturii a fost, în perioada zilei lui Eminescu și da. Super! Ne întoarcem cu detalii în Happy Music. Bună dimineața! 14 minute, ești în Happy Music cu Marie și cu Ana Maria Bălan, pictoriță, artist. Este mai simplu, artist. Îmi vine foarte greu să spun artist pentru că îmi vine în cap actriță, dar nu știu de ce. Și de asta fac... Am așa acest mică blocaj. Dar probabil că viitorul... Exact, mai bine zici artist, pentru că e mai complex și cine știe, poate o să fiu și actriță la un moment dat. Cu artista Ana Maria Bălan. Noi am vorbit un pic în pauză și eram curios ce s-a întâmplat de tu. Ai început să te... Când te-ai apucat de pictură, pentru că aici văd că în 2018, deci, sau te-ai reapucat de pictură, dar până să ajungem la acest moment, pentru că am promis că vorbim despre o expoziție pe care tu ai organizat-o la Brașov și mi-a plăcut foarte tare ce mi-ai povestit, cât am apucat să povestim înainte de emisiune. Deci, practic, ce s-a întâmplat acolo? La Brașov am avut o expoziție de pictură, pur și simplu au fost, am avut lucrările expuse timp de 2 săptămâni la Centrul Cultural Reduta și toată această expoziție a avut un finisaj. De regulă se organizează un vernisaj la început de expoziție, dar acesta a fost la final de expoziție, care a constat într-un manifest de pictură. De fapt, au fost două forme de artă exprimate pe muzică, pe ritm. A fost o legătură între pictură și dans. A fost o persoană interesantă care a dansat în timp ce eu pictam și a fost cumva o provocare. A fost o provocare între. Deci a fost și muzică și dans, exact. Și pictură. Toate chestiile astea au fost făcute pe realizate și s-a întâmplat pe un mix de melodii, cumva așa mai pe meditație, pe mister, pe chiar și haos, dar și energii, a fost super interesant. Da, mi-a venit ideea asta când ai spus că a fost dans și pictură. Prima imagine pe care am văzut-o a fost aceea unui, spune că a fost o femeie care a dansat, aceea unei dansatoare care dansează urmărindu-ți-e pictura, nu muzica. Ei, să știi. Există așa ceva? Să știi că a fost cumva o conexiune între noi două. Mm-hmm. A fost o conexiune în așa fel încât eu am pictat pe ritmul ei și ea a dansat pe ritmul meu, cumva că la un moment dat a venit spre mine și îmi imita mișcările, cum puneam eu culoare pe pânză și ea la fel făcea, adică cumva dansa așa, la un moment dat ne-am unit mâinile și am murdărit-o toată de culori. Ce fain, parcă ai fost un copil de la care a făcut un lucru și exact. Aceea a zis, mi-ai murdărit rochea. Nu, am intrat în jocul acesta amândouă și probabil acela a fost un punct culminant, că
după ce s-a întâmplat și după ce s-a terminat tot acest manifest, am avut reacții cum că, măi, ați transmis, mi s-a făcut pielea de găină, chiar o prietenă care, cumva îi spun eu că nu prea e sensibilă și așa, mi-a spus, măi, mi s-a făcut pielea de găină de două ori. Și am zis, oh, Doamne, dacă a ajuns la tine e clară treaba, da. Trebuie să spunem, Ana, că tu vei avea un moment de performance, pictură liberă, în cadrul evenimentului pe care noi o să-l organizăm pe 7 martie, asta însemnând mâine, da, este exact. Sâmbătă, și va fi un moment așa, plin de emoție. Pe tema campaniei noastre, da, a crește serotonina, acest hormon al fericirii. Tocmai, asta e și ideea, să fim liberi, să ne exprimăm liberi și dacă am avut oportunitatea de a fi aici alături de voi și de a lua parte la campania aceasta Femei care inspiră, pentru mine e un prilej de a transmite și de a îndemna în principiu femeile, că despre ele este vorba în acest moment, dar nu numai, că și bărbații au nevoie de latura lor feminină. Exact, de latura feminină sau de cumva un impuls sau un îndemn, să fie libere și să se axeze pe ceea ce le provoacă în primul rând fericire sau o parte de liniște. Suntem alături de Ana Maria Bălan aici în Happy Music. Revenim! Parcul de distracții. 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Viața din nou, Ana Maria. Bună. Și mulțumesc că ești alături de noi. Vorbim despre pictură și despre viață. Și am aflat câte puțin din istoria, din istoria ta. Este o istorie foarte profundă și intensă. Și într-adevăr, de când am început interviurile astea în această campanie, sunt câteva povești care arată cum la un moment dat în povestea vieții apare acest moment de suferință care e unul transformator pentru viață sau pentru, exact, pentru descoperirea sinelui, aș spune, fără să exagerez prea mult. Și vreau să împărtășești cu noi, dacă ești ok, cum a fost pentru tine când te-ai decis tu să te duci și să spui ok, mă apuc de pictură, având în vedere că tu erai sau învățai inginerie și ești inginer în continuare. De mediu, cum inginer de mediu. Inginerie forestieră, wow, cum hai. Sună, nu? Ok, și partea asta din viața ta ai lăsat-o deoparte sau da, încă? Da, întocmai. Acum ești full artist. Exact, mă regăsesc cu asta, mă identific cu asta, sunt mândră să zic că sunt pictoriță mai mult decât să spun că sunt un inginer sau eu știu ce mare, altă calificare mai mare sau mai știu ce. Am un an jumătate, 2 ani să spun, 2 ani de când am devenit transparentă cumva, pentru că mi-am asumat chestia asta și am hotărât să pictez, să-mi pun sufletul pe pânză, practic, și prin asta să arăt cumva lumii ceea ce fac, ceea ce sunt, ceea ce poate cumva să te transforme în viața asta. Uh-huh. Și pe mine pictura, da, m-a transformat cu totul. M-ai întrebat, ți-am spus, ți-am răspuns și nu am niciun fel de reținere să spun faptul că m-am apucat de pictură efectiv într-un moment în care viața mea s-a zdruncinat efectiv, într-un moment în care am pierdut suflete dragi, chiar acum 2 ani de zile, pe vremea asta, bine, în februarie, am pierdut-o pe soacra mea, am pierdut-o pe mama mea în decurs de 8 zile, la diferență de 8 zile pe amândouă. Nu o să intru în detaliile întâmplărilor efectiv, dar îți poți da seama ce înseamnă să ai un șoc al vieții, o pierdere imensă, să simți cum o parte din tine practic te-a părăsit. Pentru că pentru mine mama a fost și este în continuare o parte din mine și este sprijinul meu numărul 1. Am spus-o mereu, mă susținea în orice decizie luam,
îmi spunea, da, mamă, cum zici tu, cum îți place ție, dacă ție îți place, eu sunt fericită, să fii tu bine. Deci a fost, asta îmi spunea mereu și acum mă întreb, oare ce zice mama dacă mă vede acum pictând sau vede ceea ce fac eu, pentru că efectiv ea a apucat să vadă că m-am apucat de pictură iarăși, dar a fost așa o chestie de câteva momente, câteva tablouri și mi-a văzut cumva latura asta. Dar acum, ce-ar fi zis mama? Ar fi zis sigur, măi, mamă, cum ai apucat de pictură? Măi, mamă, cât ai stat tu și ai învățat chimie și acum pictezi? Da, bravo, bravo, bravo. Cine știe? Și spune că plecarea mamei a făcut ca totuși tu să, parcă să primești această înștiințare, nu i-a spune acest dar, pentru că darul aveai dinainte. Plecarea mamei m-a dezechilibrat total. M-a dezechilibrat în sensul că, pur și simplu, am cunoscut depresia în toate formele ei. Am cunoscut depresia în momentul în care aveam crize de spasmofilie și habar nu aveam ce înseamnă asta, dar pur și simplu mușchii își pierdeau controlul și mă uitam la mâinile mele cum se, eu știu, schimbă la formă și nu înțelegeam ce se întâmplă și aveam impresia că o să mor, pentru că asta a fost senzația inițială de în fiecare duminică avea să moară cineva, cu chestia asta am rămas. Fantastic. Am rămas cu teama de a dormi pentru că aveam impresia că mă fură cineva sau că mor. Am rămas cu multe frici, multe noduri în gât, multe atacuri de panică, foarte multe stări pe care habar nu le ai și ai impresia că îți inundă efectiv corpul și te transpun așa, te fac una cu durerea efectiv. Dar toate astea au avut un remediu. Remediul meu a fost pictura, pentru că în momentele în care nu puteam să dorm sau mă simțeam debusolată total, m-am trezit că eu pictez. M-am trezit că încep să creez. Ce frumos! Că spui că nu puteam să dorm și până spui că m-am trezit pictând. Da, exact. Pur și simplu, e ca metaforă așa. Da, sunt foarte multe cuvinte pe care le putem folosi și să te transpună cumva mai presus de logică. Da. Ceea ce fac și cu pictura, îmi place să transmit. De fapt, îmi place să fac ceea ce simt, iar dacă transmit, cu atât mai bine. Pentru mine e ideal, că eu pictez pentru cine rezonează cu mine. În orice domeniu este chestia asta, nu pictez pentru oricine, nu oricine mă înțelege, nu oricine înțelege ceea ce fac. Ideea este că eu îmi place să spun că pictez suflete, că pictez stări, că pictez emoții și dacă te uiți și îți spune ceva lucrarea respectivă, eu am sufletul împăcat. Și vorbeam la un moment dat și spuneai că sunt oameni care și femei care se uită la tablourile tale și îți spun, băi, mersi, sau uite, m-am uitat la tablou ăsta, la pictura asta și mi-a dat curaj să merg înainte. Sunt oameni, Marius, pentru că știi cum e? Eu, datorită oamenilor, am ajuns aici. Ăsta a fost impulsul meu, adică dacă nu ar fi existat oameni în care să mă susțină și să-mi dea curaj, să-mi spună și să-mi transmită încrederea aceea că, măi, ce faci magic sau mă regăsesc în tot ceea ce faci. Mie îmi place să și scriu în același timp, pictez și apoi îmi place să las cumva și partea asta de scriere să descrie ceea ce am făcut eu pe pânză, cumva. Adică mă joc cu pe pânză, prin culori, dar și prin scris, cumva. Și încerc să fac așa o armonie, cumva. Și da, sunt oameni care, de exemplu, la expoziții vin, mă iau de mână și îmi spun că am venit pentru tine și sunt... ești un exemplu. Ești un exemplu, asta mă flatează. Adică eu sunt un exemplu pentru alții. E minunat, e nu știu, mai mult decât aș putea să... Copleșitor, e copleșitor, da. Și asta fac pentru mine, în primul rând, și fac și pentru oameni. Da, pentru oameni fac toată nebunia asta mea, cumva, toată...
provocarea asta care m-a învăluit pur și simplu, că și să fiu aici la voi pentru prima dată la radio, de exemplu, a fost o provocare și am zis, da, accept provocări. Eu, ce putem să facem în viața asta dacă nu avem sclipirea aia în ochi? Când, da, când ai, nu știu, un lucru care să te țină cumva în echilibru. Și da, pictura pentru mine a început într-un moment în care eram dezechilibrată, mi-a adus echilibrul, lucrez la echilibrul meu și ideea este în felul următor. Din durere poți să înflorești sau poți să te descoperi sau să te redescoperi, pentru că uneori noi nici măcar nu vedem ceea ce avem sau nu vedem ceea ce este. Poate că ieși pur și simplu afară și nici măcar n-ai observat soarele care te luminează, te încălzește, fără de care tu nu ai exista. Uh-huh. Pentru că e normal, absolut normal să ieșim pur și simplu și haide să fim, haide să alergăm încolo și încolo și toate direcțiile, știi tu. Și dacă ai pune acum pe, că mă pun întrebarea asta de multe ori, acum pe lista fericirii tale, dacă ai pune câteva ingrediente, ar fi diferită de lista fericirii tale dinainte acestui pasaj, din acestui moment greu prin care ai trecut? Mă crezi că am uneori întrebarea asta și am impresia că eu nu exist înainte. Wow! Mm-hmm. Nu te percep cum era înainte. Mi-aduc aminte de mine. Da, nu, am zis corporal, clar. Doar că nu înțeleg ce am făcut atâția ani. Nu înțeleg cum de... Da. S-a întâmplat abia acum, dar în același timp mă bucur, sunt recunoscătoare, sunt recunoscătoare mamei, așa cum ți-am și spus, pentru că am impresia că ea mi-a dat libertatea asta cumva, adică mi-a zis, tu, copilul meu, pune mâna și fă ceea ce simți în viața asta, pentru că avem o singură viață, pentru că nu se știe, totul este imprevizibil și dacă nu faci acum ceea ce simți și ceea ce ți aduce cumva liniște și bucurie și să te descoperi, mm-hmm, să te descoperi efectiv, nu se știe când poți să o mai faci. Da. Și de ce nu, nu? Adică ce ai de pierdut dacă nu te descoperi? N-ai nimic de pierdut. Mm-hmm. Da, ai de pierdut dacă nu te lași. Dacă nu, dacă nu-ți dai voie, dacă te închizi, dacă te îngrădești, dacă te gândești la toate acele preconcepții, la toate acele, măi, dar oare ce zice lumea? Când te ascult, mă gândesc că, uite ce pur și simplu mi-a venit în mintea asta, sunt dureri care ne fac să ne ascundem destul de mult și sunt dureri care ne fac să explodăm, creștem. Uh-huh. Pur și simplu. Pe mine durerea enormă pe care încă o simt și cu siguranță o să simt toată viața mea mă ambiționează mai tare. Pentru că mă gândeam așa, măi, mama a fost un om care a trăit, știi tu, cum a fost și ideea anilor 2000 să plece de tineri în Italia sau știi, eu am crescut fără părinți aproape. De la o vârstă de, eu știu, 9-12 ani, cam așa. Crescută de bunici sau? De bunici, de mătușa, de vecina, de... Pentru că părinții tăi plecau în străinătate să muncească. În străinătate, da. Ai mei cum sunt mulți alții plecați, adică cel puțin în perioada aia mulți alții au fost plecați. Da. Și cam așa am crescut. Și mă gândeam așa, măi, mama a plecat acolo să muncească. Nu s-a dus într-un birou sau mai știu eu ce, să fie ținută pe palme sau mai știu eu ce. Și a pierdut tinerețea acolo. A muncit pentru mine, consider, sau pentru un trai mai bun. Și nu a trăit. Și ce s-a ales? Că nici măcar nu a avut timp să-și vadă un nepot, poate, sau să trăiască fericirea aia, știi, naivă, pură, pe care o trăiește un bunic când își vede probabil nepotul, n-am de unde să știu, îți dai seama, dar vezi în ochiul omului respectiv chestia asta. Ei, și asta m-a făcut și m-a determinat să zic, gata, în viața asta trebuie să trăim. Trebuie să trăim. Este absolut necesar, pentru că nu se știe dacă
ni se mai oferă oportunitatea asta. Suntem alături de artista Ana Maria Balan aici în Happy Music, în campania Femei care inspiră. Bună dimineața! Am revenit în Happy Music cu artista Ana Maria Balan. Spuneai că pictura ta nu este neapărat sau că este un mod în care tu exprimi și lumea ta interioară, dar este și o relație cu copiii. Exact. Care experimentezi relația cu copiii. O relație cu oamenii, pentru oameni, dar și o relație cu cei mici. Pentru că eu în acest moment am niște prichindei cu care lucrez, pe care îi dezvolt cumva din punctul ăsta de vedere. Așa. Și le văd în fiecare zi bucuria din ochi atunci când pictează, atunci când realizează ceva și sunt așa, wow, nu-mi vine să cred că eu am făcut asta, yay! Și le încerc să le explic lor și părinților în același timp că au nevoie de momente și de motive care să-i dezvolte, să le dezvolte imaginația, să prindă încredere în ei, să fie pur și simplu liberi în exprimare, să nu se rețină, un copil este plin de imaginație. Aha. Plin. Și avem cumva senzația că trebuie să fie îndrumat mereu, după un tipar. Da, e da, bine, da. Atunci când pictează, încerc să-i las liberi și să mă minunez și eu de ceea ce creează. Și îmi spuneau mereu, ei, oare când o să am și eu o expoziție de pictură? Și erau așa, wow, când? Și acum că spuneam de în perioada, da, în ianuarie, le-am făcut și lor o expoziție, o mini-expoziție de pictură. Și a fost așa super entuziasmat toată lumea și uite, vezi, o altă sursă de bucurie pentru mine, de la copii. Și pe lângă asta, apare un om care este foarte practic, nu este doar filozofic, artistic. Păi sunt inginer, nu? Inginer, Și pentru, am pus întrebarea asta pentru că vreau să fac trecerea la ce am discutat înainte. Îți spuneam că alături de noi este Fixers, este o platformă care s-a alăturat acestei campanii. Mă rog, ei spun așa, ca fericirea ta să nu fie umbrită de micile probleme ale casei, apelează la specialiști, deși Ana îmi spunea așa că se descurcă și singura, așa că o să spun această întrebare, să vedem ce vei face tu în situația în care, sau mai bine spus, care este lucru care se strică cel mai tare la tine în casă și tu reușești să-i repari. Te las câteva secunde să te gândești ca să auzi ce spun fixării. Fii o femeie care inspiră și bucură-te de lucrurile frumoase din viața ta. Lasă în seama specialiștilor Fixers micile probleme ale casei. Deci, nu mai trebuie să faci nimic. Ai ajutor. Ok. Deci și dacă se strică și dacă nu se strică, am ajutor, nu-i așa? Nici da. Nu trebuie să mă mai complic. Da, păi să vină să-mi repare și cablurile pe care le mănâncă motanii, de exemplu. Na. Pe bune, ai motan care mănâncă cabluri? Da, încărcătorul și tot ce prind. Wow, și noi avem motan acasă, dar e super pașnic, niciodată nu s-a dat la cabluri. Nu, ai mei sunt bezmedici. Asta spun, am eșuat în chestia asta de creștere a motanilor, pentru că i-am răsfățat foarte tare. Sunt grași? Nu. Sunt rotunzi? Nu sunt grași, dar sunt mari. Adică sunt silueți așa cumva, dar... Da. Nu, da, cele mai multe lucruri care se strică în casă sunt lucrurile pe care le strică ei, de fapt. Motanii? Da, motanii. Ei. Și altceva, nu știu, orice s-ar strica, cu siguranță găsesc eu fac eu ceva să repar cumva, să meșteresc acolo, chiar și o priză, dacă iese
da una, mai pun cu șurubelniță și cu siguranță strâng șurubul. Ești nu, atentă, nu, nu, da, da, a, exact. Okay, asta că era. Nu, nu, mai bine suni această, să cauți această platformă. Asta, da. Platforma asta este foarte faină pentru că realmente e ca un intri pe platforma asta și vezi profesioniști, adică nu mai stai, okay, știi, cu telefonul ăla să vezi, da, 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 care e o rudă sau instalatorul ăla pe care nu-l găsești. Sau și... cauți un tutorial pe YouTube sau ceva. Sau cauți cauți tutorial pe YouTube, este pur și simplu, este foarte, foarte civilizat și extrem de confortabil să vină omul ăsta la tine, plus că poți să plătești și cu cardul, deci okay, este... Da, noi suntem destul de foarte entuziasmați aici de apariția acestei platforme. Înțeleg. Și ne bucurăm că este alături de noi. De asta ți-am pus această întrebare. Da, e bine de știut, mersi. Bine, revenim cu Ana în câteva momente. Bună dimineața! Când lucrurile funcționează bine, tu ești fericită. Intră în aplicația Fixers și găsește profesioniștii de care ai nevoie pentru problemele din casă. Suntem alături de artista Ana Maria Bălan și uite că au venit mesaje, am primit și de la ascultătoare. Mama Ana Maria a trăit pentru ceea ce a conștientizat, simte și trăiește. Luna luminează întunericul până ce soarele apare, spune o ascultătoare. Și am și un ascultător care spune că a fost foarte inspirat de intervenția ta. Este o campanie femei care inspiră, dar avem, iată, pentru că, până la urmă... Păi da, uite, dar femeile inspiră, da, dar inspiră pe oricine, adică nu doar și ce vrei femeie să spui? Ce și bărbați inspiră? Asta știi că e campania pentru femei. Da. Marius. Ok, pentru că am ajuns la final, Ana Maria, vreau să te... Aș vrea să te rog să le, nu știu, să le trimiți așa un gând oamenilor care te ascultă în acest moment. Să mă gândesc ce aș putea să zic așa în câteva cuvinte, pentru că mie îmi place să vorbesc mult. Of. Nu nimic, că te opresc eu, tu okay, începi, tu poți să începi. Este important să trăim, într-adevăr, să ne trezim, să zâmbim, să fim recunoscători pentru ceea ce avem, să ne dorim poate mai mult și să ne ascultăm mai mult și de ce nu să acceptăm provocări, să le acceptăm și să le dăm curs, pentru că nu se știe unde ne îndreaptă, nu se știe ce oportunități ne sunt date și ce drumuri ne sunt deschise. Adică, de exemplu, eu mi-am dat libertatea de a fi cum simt, de a fi așa cum sunt astăzi și uite-mă aici, uite-mă înconjurată de oameni frumoși, înconjurată de oameni care inspiră, înconjurată de tot ceea ce mă ține și pe mine în echilibru. Deci să trăim, să fim liberi în exprimare și în viața asta cumva. Ana Maria Bălan, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Cu trebuie să le spunem oamenilor că tu vei fi, din nou, să le reamintim sau să le spunem celor care au intrat mai târziu pe frecvențele noastre, că tu vei avea un moment de performance, exact, da, o pictură liberă. Va fi doar pictură sau vei face ceva mai amplu apropo de ce spuneai? Voi picta într-un mediu extrem de lejer, pe da, jos. Pe jos? Pe jos, nu pe șevalet, da. Okay. Nu pe jos pe podea, adică pânză. Pur și simplu liber, ceea ce spuneam mai devreme, să fim liberi în exprimare. Și îmi doresc să existe conexiunea aceasta între ceea ce fac eu, între ceea ce va face partenera mea de scenă, cum s-ar zice, tipa care va cânta și la chitară, și oameni, publicul care ne va vedea și ne va susține cumva, să fie o conexiune. Sper din suflet să fie deschisă lumea. Și super, deci mâine alături de tine vom fi toți artiști. Da, să avem curaj, zic. Minunat. O zi frumoasă și mulțumim pentru că ai acceptat, Ana, să faci parte din această campanie. Cu drag și bucurie, vă mulțumesc și eu tare mult.